Județul nostru nu se poate lăuda cu produse tradiționale fabricate de fermierii olteni. Cu un singur produs atestat, Oltul se situează în subsolul clasamentului întocmit de autoritățile naționale. În ceea ce privește produsele tradiționale, aș putea să vă spun că Oltul nu este foarte bine reprezentat la acest capitol. Nu avem atestat ca produs tradițional decât prunele de Leleasca, iar în curs de atestare avem zacusca de Giuvărești. Autoritățile susțin că principalul obstacol pe care îl întâmpină fermierii din județ în atestarea produselor tradiționale este legat de lipsa rețetelor vechi care se le descrie. Ele recunosc faptul că nu este ușor ca persoanele interesate să intre în posesia autorizației de la Direcția Sanitar Veterinară. Un produs tradițional care să fie atestat trebuie să respecte un caiet de sarcini. Acest caiet de sarcini trebuie să conțină următoarele elemente. Să aibă numele unic al produsului, descrierea caracteristicilor produsului, descrierea caracteristicilor materiilor prime și proveniența acestora, descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricație, descrierea elementelor specifice privind ambalarea și multe alte condiții care trebuie respectate. Ciorba de raci, pâinea în țest, mâncărica de praz, ciorba de roșii sunt doar câteva dintre produsele tradiționale oltenești care ar putea fi autentificate dacă în arhive ar putea fi găsite dovezile care să le ateste pe aceste locuri în vremurile de mult trecute.